Hotărâtă să întreprindă acțiuni sportive și de petrecerea timpului liber în natură, Asociația Implică-te pentru Viitor a organizat sâmbătă un concurs de biciclete pe strada Mircea cel Bătrân. La startul concursului, conținând două probe, cea de jaloane și cea de viteză, s-au înscris circa 30 de copii de vârste diferite. Prezente în competiție au fost și persoanele instituționalizate din cadrul fostei case de copii Sfânta Ana, astăzi Complexul de Servicii Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Concurenților câștigători li s-au acordat premii constând în dulciuri, seturi audio și accesorii pentru biciclete. Avem căști audio cu microfon, MP3 playere și pentru biciclete stopuri și faruri cu baterii. Fiecare concurent o să primească câte o ciocolată și din partea casei pursecuri. Reprezentanții asociației Implică-te pentru Viitor și-au propus ca în fiecare sâmbătă, cea mai apropiată de sfârșitul lunii, să organizeze astfel de acțiuni în care să atragă cât mai mulți participanți. Scopul organizării este de a asigura condițiile necesare unei dezvoltări sănătoase și armonioase a tinerilor prin activități în cadru organizat. La concursul de sâmbătă, pe locul întâi s-a clasat Dorian Puiu, iar pe celelalte două trepte ale podiumului, Bogdan Daia și Adrian Bogdan. Două premii de popularitate s-au atribuit în mod special Emiliei Mucă și lui Cristian Buzică, copii din Centrul de Servicii Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.